Sfântă ne descoperă marele adevăr că Dumnezeu a creat pe om cu scopul de a comunica cu el față către față, așa cum făcea în Eden înainte de păcătuire. Chiar după neascultarea omului, Dumnezeu a continuat să vorbească cu omul și îi vorbește până în zilele noastre prin diferite căi folosite de el. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. După 4.000 de ani de la creațiune, Domnul Iisus a venit pe acest pământ, în chip de om, să ne descopere adevăratul caracter al Tatălui Ceresc. Totuși, cele mai multe comunicări făcute de Dumnezeu oamenilor au fost făcute pe calea viselor inspirate și a vedeniilor. Pentru zilele noastre, ale sfârșitului, a fost făcută următoarea prezicere. În zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, feciorii voștri și feciorii.
Credința fără conștiință este ruina sufletului. Conștiința valorează cât 1000 de martori. Când ai o luptă cu propria conștiință și te lași bătut, câștigi. Fii stăpân al voinței și slujitor al conștiinței. Conștiința este lucrul cel mai dumnezeesc din noi. Conștiința este îngerul lui Dumnezeu care îl păzește pe om. Tribunalul acesta pe care omul îl simte în el este conștiința. Conștiința este vocea interioară care ne avertizează ca cine se uită. Conștiința este bine crescută. De obicei, ea nu vorbește celor ce nu sunt gata să o asculte. Omul ar trebui să fie mai atent la ceea ce îi șoptește conștiința decât la ce îi strigă alții. Conștiința insensibilă. Un indian, șef de trib, încerca să explice oamenilor din tribul său problema conștiinței astfel. Conștiința este ca o bucată de oțel cu trei vârfuri așezate în inima mea. Când fac ceva rău, bucata de oțel se întoarce cu vârfurile ei ascuțite și mă înțeapă. Dacă păcătuiesc mereu și mereu, vârfurile ei se tocesc, așa că nu mai mă înțeapă și astfel, conștiința mea nu mai este bună, este o călăuză în care nimeni nu poate avea încredere. Deși este o explicație copilărească, ea conține totuși mult adevăr. Ellen White spune: aceia care au folosit de rău mijloacele consacrate lui Dumnezeu vor fi chemați să dea socoteală de isprăvicia lor. Unii, împinși de iubirea de câștig, le-au îndrebuințat în mod egoist. Alții nu mai au conștiința sensibilă, fiindcă ea a fost tocită prin cultivarea îndelugată a egoismului. Aceste persoane văd lucrurile sfinte și veșnice dintr-un punct de vedere omenesc. Stăpânind pe o cale rea, ei și-au paralizat sensibilitatea spirituală. Unii oameni, din dorința de a câștiga cât mai mulți bani, și-au tocit conștiința care nu-i mai mustră atunci când înșeală pe aproapele lor, ajungând să spună că Dumnezeu nu se amestecă în problemele de afaceri. Tragicul sfârșit al lui Anania și Safira servește ca exemplu pentru toate timpurile spre a ști cât de neplăcut este în fața lui Dumnezeu păcatul lăcomiei și al ipocriziei religioase. Prin cultivarea lăcomiei, Anania și Safira și-au adormit conștiința în așa fel încât au ajuns să mintă fără vreo mustare de conștiință atunci când au fost întrebați cu privire la prețul primit pentru moșioară. Lăcomia și egoismul adorm conștiința omului mai mult decât orice deprindere păcătoasă. O altă modalitate prin care se produce insensibilizarea conștiinței este neglijarea de a asculta chemările cerului. Mulți oameni nu resping adevărul Bibliei, nu îi se potrivesc, dar neglijează chemarea la o pocăință deplină în viața lor. Din cauza aceasta, conștiința lor se tocește, riscând să fie părăsiți de Duhul lui Dumnezeu. Sufletul omului se ruinează nu numai prin împotrivire, ci și prin neglijență. Noi suntem vinovați de acest păcat al neglijenței? Thank you.
împietrirea conștiinței. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Aceste cuvinte au fost rostite de către Ștefan în predica sa înainte de a fi omorât cu pietre de către preoții cei mai de seamă ai lui Israel. Este teribil și înfricoșător să te împotrivești conștiinței luminate de Duhul lui Dumnezeu și de Cuvântul Său. Cu ani în urmă, într-un orășel din Alabama, Statele Unite ale Americii, oamenii au văzut într-o zi pe străzile prăfuite un călăreț îndreptându-se în goană spre singurul hotel din acel oraș. Oamenii clătineau din cap privind atât călărețul cât și calul lui, ce păreau istoviți. Călărețul se târâ cum putu până la tejgaua hotelierului și ceru o cameră numai pentru o noapte. Acesta îl privi de sus până jos și se exprimă mirarea zicând: așa de istovit cum ești, cu siguranță că nu ai nevoie de o cameră numai pentru o singură noapte. Dar călărețul a insistat: vă rog, înscrieți-mă numai pentru o singură noapte în registru, deoarece mâine voi fi mort. Este ultima noapte când am nevoie de o cameră. Hotelierul răspunse: domnule, ești obosit în urma drumului lung. Eu îți dau un pat bun pentru că ai nevoie de odihnă și de somn. Mâine te vei simți mai bine. Dar călărețul continuă să susțină convingerea sa: mâine eu voi fi mort. Și ceru hotelierului să-i facă o promisiune: să mă îngropi alături de drum și să-mi puneți la căpătăi următoarea inscripție: nimeni nu poate fugi dinaintea Duhului lui Dumnezeu. Hotelierul era convins că omul era peste măsură de obosit, așa că îi făgădui. A doua zi dimineața, când el a fost trezit de țipătul cameristei, aceasta l-a găsit mort pe călăreț în patul său. Când a fost examinat de medic, s-a constatat că decesul lui nu se datora unei boli, ci unui zbucium sufletesc intens. Cercetările făcute au dovedit că străinul era din nordul țării. El luase parte la o adunare de redeșteptare spirituală și fusese convins de starea lui păcătoasă. Duhul lui Dumnezeu lucrase cu puterea asupra conștiinței lui, îndemnându-l să se nască din nou. Dar el protesta zicând: eu nu vreau să fiu născut din nou. Oriunde mergea, auzea glasul divin: tu trebuie să te naști nou. Acest om, în deznădejdea sa, își zise: mă voi duce atât de departe de această adunare de redeșteptare, încât vocea lui Dumnezeu să nu mă mai poată urmări. El s-a dus în graj, a pus șaua pe cel mai bun cal al său și a luat punga cu bani și a plecat. Zi și noapte a mânat bietul cal spre a se îndepărta cât mai mult de locul unde Duhul lui Dumnezeu a lucrat atât de puternic asupra lui. Dar orice interioară a conștiinței îl urmărea cu credincioșie. Astfel, el și-a dat ultima bătălie hotărâtă cu Duhul Sfânt într-un hotel aflat la mii de kilometri departare. Potrivit ultimei sale dorințe, a fost înmormântat la marginea drumului și a cerut, și așa cum a cerut, i s-a gravat la căpătâi următoarea inscripție: nimeni nu poate fugi dinaintea Duhului lui Dumnezeu. Mulți ani a rămas această inscripție ca o avertizare pentru toți pregătorii care au fost atât impresionați de Duhul lui Dumnezeu. Sute de oameni au privit acel mormânt părăsit și au fost determinați să se predea cu totul Domnului. Este îngrozitor să te împotrivești vocii lui Dumnezeu, care dorește să-ți vorbească prin conștiința ta. Cu unii Duhul Sfânt se luptă mai multă vreme, cu alții mai puțin. Numai El cunoaște tainele sufletului omenesc. Numai El știe sfârșitul fiecăruia din noi. De aceea, cuvântul inspirat al Scripturii ne spune mie și ție: îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Evrei 3:13. Personajul acesta a scris istorie și este unul dintre
românii mari, cu care poate ne mândrim. Pe 14 august 1914, Ferdinand convoacă o întâlnire specială care să decidă dacă România va intra în război sau nu. E vorba de primul război mondial. Acest Consiliu de Coroană se întâlnește la București, la Palatul Cotroceni, și atât regele, cât și majoritatea miniștrilor și reprezentanților consideră că pentru interesul României cel mai potrivit ar fi ca România să intre în război și să intre alături de Franța, Anglia și Rusia. De cealaltă parte se afla Germania și Austro-Ungaria. Lucrul acesta, sau propunerea aceasta, se votează. Toți, mai puțin unul, sunt de acord că pentru România cel mai bine este ca să treacă de partea Franței și Angliei. De asemenea, lucrul acesta conta pentru ca Transilvania să poată să fie recuperată. În urma acestei decizii, armata se mobilizează, trece Carpații spre Transilvania și de atunci este cântecul vestit: treceți batalioane române Carpații. Puțini oameni știu ce s-a întâmplat după, imediat după acest Consiliu de Coroană. Așa, ca să se dea slide-ul, dacă se poate, că de la mine nu funcționează. Regele Ferdinand, imediat după decizia luată, merge la el în cabinet. Mai departe. Ultimul slide. Merge la el în cabinet și acolo începe să plângă. Acesta este cabinetul său din Cotroceni. Și vreau să vă întreb pe dumneavoastră de ce a început să plângă regele Ferdinand. De ce credeți că era atât de afectat de decizia pe care o luaseră cu toții, potrivit cu voința lui? Vă rog. Vă rog, frate Cristi. Mulțumesc foarte mult. În inima lui s-a dat o luptă foarte puternică. El a trebuit să aleagă între sentimentul apartenenței la țara lui de origine, Germania, și să treacă de partea Germaniei, dar lucrul acesta nu era potrivit cu interesul României, sau al doilea simțământ, a doua chemare, a doua voce era: luptă și alegi pentru binele țării pe care o slujești. Simțământul datoriei. Între cele două, acest mare om a ales simțământul datoriei. A refuzat să slujească intereselor țării sale de origine pentru a sluji intereselor țării pe care o slujea. Lucrul acesta poate să-l facă pe acest rege un rege mare, un om mare și un român mare. Lupta aceasta care s-a dat în el atunci, în ziua aceea, și care a învins corect simțământul datoriei, poate că se dă de foarte multe ori și în mine și în dumneavoastră. De multe ori avem de ales între ceea ce ne leagă, ceea ce ne place, multe voci, multe chemări, multe ispite, și vocea și chemarea conștiinței care ne spune: datoria ta este alta. Eu ce aleg? Iar în această după-amiază, cu această întrebare vrem ca să venim înaintea dumneavoastră. Ce voce câștigă în fondul nostru interior? Dacă toți suntem în zona aceasta istorică, de la primul război mondial vă invit să trecem la al doilea război mondial și să citim împreună un caz. Probabil că genul acesta de cazuri ați mai citit, ați mai aflat, ați mai gândit la ele. În timpul celui de-al doilea război mondial, într-un lagăr de concentrare, au fost aduse aproximativ 3.000 de femei evreice însărcinate. Problema era că torționarii le ardeau pe femeile însărcinate. În acel lagăr era un medic care le-a ajutat pe aceste femei să avorteze.
Acum se pune problema conștiinței. Ar trebui să se simtă vinovat doctorul? A omorât 3.000 de suflete și a scăpat alte 3.000. Dacă nu acționa, ar fi murit 6.000 de suflete. Dumneavoastră și cu mine, ce-am fi decis? Vrea cineva să dea un răspuns? Vrea cineva să încerce o variantă? Care credeți că este cea mai bună? Dumneavoastră, dacă ați fi fost în situația acelui doctor, ce ați fi făcut? Este o chestiune care ne primește, este o chestiune de conștiință, este o chestiune care, cu siguranță, presupune o luptă interioară între o anumită chemare și o altă chemare, a datoriei, poate. Ce ați fi hotărât dumneavoastră? Vrea cineva să ia cuvântul? Fratele Soare, cred că are un răspuns. Puteți să spuneți tare? Cum și gândesc. Da, sigur. Sunt împrejurări în viață când avem în față alegerea binelui sau răului. Și vai de noi dacă alegem răul. Dar sunt situații în viață când dintre două rele să alegem pe cea mai puțin rea. Mulțumesc pentru intervenție, apreciez. E timp pentru discuții, așa că ne putem exprima, da? Chiar dacă la un moment dat e posibil să apare lucruri contradictorii. Vă rog, sora. Eu mă gândesc la întâmplarea aceea cu tatăl care lucra la calea ferată, cu podul acela care știm toți experiența, care se ridica și trebuia după aceea lăsat când trecea pe da. Când copilul lui era acolo și... Deci așa a văzut copilul, a văzut și trenul și a preferat moartea lumea și salvarea tuturor celor care erau în tren. Parcă sună a ceea ce spunea Caiafa, nu? Mai bineînțeles, da. Dar și mai gândit și la asta. Dar oare cuvintele lui erau... Dar la Caiafa nu merge. Bun. Ce vreau ca să vă spun este că acesta este doar un exercițiu. Nu înseamnă că ceea ce spunem presupune un adevăr absolut. Pentru că lucrurile pot să fie foarte complicate și greu de găsit o soluție finală, ultimă, perfectă. Da? Bun. Vă rog. Mai tare ca să auzim și toți cei de jos. În astfel de situații tensionate, este cazul care l-ați prezentat, contează cine te judecă. Da. Contează cine ne judecă. În prima instanță, conștiința. În a doua instanță, Domnul. Probabil. Mulțumesc foarte mult. Un semn așa, la cine să mă uit când nu văd. Vă rog. După punctul de vedere, cred că tot 6.000 de suflete au murit. Nu? Până la urmă, s-o. Până la urmă. Da. Și asta înseamnă că? Lucrurile trebuie învățate așa cum au fost. Am înțeles. Este un punct de vedere. Da. Ce vreau să vă spun este că eu personal nu am găsit o soluție perfectă. Tot ceea ce a spus dumneavoastră este valabil. Ce vreau ca să vă spun este că sunt situații în viață în care numai Duhul lui Dumnezeu și o conștiință foarte bine orientată către Domnul, o conștiință foarte sensibilă la vocea Duhului Sfânt, ne pot ajuta să luăm decizia corectă. Sunt situații complicate și nu vom găsi poate în Scriptură fă invers sau fă așa. Nu vom găsi poate nici în Spiritul Profetic concret ce să facem la situația noastră, pentru că este poate un caz specific. Și atunci, principiile Scripturii, principiile din Spiritul Profetic, dar și, mai ales, o conștiință sensibilă îndreptată către Duhul lui Dumnezeu, ne pot oferi răspunsul potrivit cu situația la care ne aflăm. De aceea, dacă în cazul lui Ferdinand lucrurile erau clare și el trebuia să aleagă între cele două, și a ales potrivit, în cazul acesta, lucrurile poate că sunt mai complicate și e nevoie de o conștiință și mai sensibilă. Dacă ne vom întâlni cu astfel de situații în viața noastră,
facă Bunul Dumnezeu ca să fim pregătiți cu o conștiință potrivită să facem față unor astfel de situații. Dumnezeu să-mi dea și să ne dea la toți o astfel de conștiință. Amin. Săvârșesc păcate grele, fără să mai simtă un străg. Regele Spaniei, Filip al II-lea, a instituit faimoasa Inchiziție, cel mai violent mijloc de a tortura pe creștinii care nu ascultau de papa și de cardinalii catolici. Mii și mii de oameni nevinovați au dat viața în chinurile cele mai groaznice pentru conștiința lor. Regele Filip credea că prin instituirea Inchiziției, el îndeplinea voia lui Dumnezeu. Și în ceasul morții, el avea un strat de conștiință. Că nu au murit mai mulți eretici. Ce orbire! Cine dintre noi ar putea fi de părere că regele Filip a urmat îndemnurile unei conștiințe curate ca fiind vocea lui Dumnezeu în suflet, când au omorât și a torturat pe semenii săi? Conștiința este o călăuză. Singura numai o călăuză sigură, numai atunci când ea este în totul de acord cu cuvântul lui Dumnezeu și este luminată de Duhul Sfânt. Când pot avea încredere în conștiința mea? Conștiința are două funcții principale în viața omului. 1. Ne arată ce este bine și ce este rău și cum să procedăm în diferite situații dificile în viață.
2. Ne îndeamnă să săvârșim ce este plăcut lui Dumnezeu și ne mustră când greșim. S-ar putea ca cele recomandate de conștiință să fie în aparență neraționale, dar la sfârșit vom constata că tot ce ne poruncește Dumnezeu este perfect rațional. Spre a ști dacă pot avea încredere deplină în conștiința mea ca fiind un ghid prin care Dumnezeu îmi vorbește, trebuie să țin seama de următoarele principii. 1. Sinceritatea intenției. Pentru o conștiință bună care să fie luminată de Dumnezeu, trebuie să avem o intenție sinceră, dovedită printr-o consacrare din toată inima față de Dumnezeu. 2. Biblia, cartea cărților. Conștiința trebuie să fie în acord cu tot ceea ce a vorbit Dumnezeu în Biblie, fără a adăuga sau a scoate ceea ce nu se potrivește cu concepțiile sau practicile noastre religioase. 3. Steaua polară a conștiinței. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Conștiința trebuie reglată după legea morală spre a putea avea încredere în ea. Legea scrisă de Duhul Sfânt în conștiință servește ca paznic al fericirii omului pe pământ, dar ea este și condiția în intrării în împărăția cerului. 4. Liniște deplină spre a auzi vocea sa, căci așa vorbește Domnul Dumnezeu Sfântului Israel. În liniște și odihnă va avea mântuirea voastră. Isaia 30:15. Spre a putea auzi vocea lui Dumnezeu, trebuie ca toate celelalte voci să tacă. Numai atunci când sufletul a învățat să tacă înaintea lui Dumnezeu, fiind cuprins de adorare și teamă sfântă, adică un adânc respect față de măreția lui Dumnezeu, atunci și numai atunci putem auzi susurul blând și liniștit al Duhului Sfânt. De mult, inima mea s-a certat cu inima mea și ochii mei sunt în război cu privirile mele. Mi se pare că buzele se ceartă între ele, parcă urechile sunt prea agale, iar fața mea mă îngrijorează când privesc oglinzile din cale. Picioarele nu mai sunt drepte și gândurile nu mi se înțelepte. Aș vrea să-mi vând pe mai nimic făptura. De mult mi-am tot vândut, ba gândul, ba lumina. Mereu mai ieftin și nepăsător. Azi m-am trezit un simplu cerșetor, neîndrăznind să frâng rutina. Ce-ar trebui să-ți aduc, inima mea, ca să te împaci cu tine și cu mine? Ce jertfă crezi că ar fi mai bine să ardă ca un preț și să învii din negura cea grea? Nu vezi că prețul tău pe Golgota e dincolo de cea mai scumpă stea? Citește azi valoarea ta din ea și împacă-te pe tine cu făptura ta. Amin.
libertatea de a alege și el nu forțează pe nimeni să asculte de glasul lui. Conștiința este un loc sacru în care Dumnezeu nu intră dacă nu este invitat. Dumnezeu sfătuiește pe om și îl îndeamnă prin cuvântul său inspirat, dar omul hotărăște. În felul acesta, Dumnezeu poate spune în fața întregului univers: vedeți acest om? El este gata să ia o hotărâre. I-au fost prezentate toate dovezile. Prin această alegere a sa, el poate trăi o viață veșnică sau poate pieri pentru totdeauna. El singur poate hotărâ. Acum este clipa deciziei noastre. Iisus așteaptă ca tu și eu să luăm hotărârea. Nu mai avem timp de dormit sau de ațipit, pentru că ceasul bate. El bate pentru tine și pentru mine. Ceasul marilor hotărâri. Amin.